Domnule prefect, ce facem cu barurile și grădinile de vară deschise între blocuri care nu ne lasă să ne odihnim noaptea? Așa sună unul din mesajele trimise prin SMS la 1284 și adresate prefectului Ion Mățu. De asemenea, oamenii cer verificări la primării. Între acestea se regăsesc cele de la Căzănești și Breznița de Ocol. Nici asociațiile de proprietari nu scapă de plângerile severinenilor. Un exemplu este asociația numărul 40, al cărui administrator este acuzat de lipsă de implicare. Mediul rural are problemele lui, mai ales în privința drumurilor. De exemplu, oamenii sunt interesați de asfaltarea drumului dintre Bâlvănești și Balotești, dar și al celui din satul Busești, comuna Izvernă. Nici șoseaua de centură nu a fost uitată. Mehedințenii sunt interesați mai ales de ieșirile spre Faleză și legătura cu drumul european la Șimian. Locuitorii din Obârșia Cloșani cer ajutor pentru a avea semnal la telefonia mobilă în zona respectivă, pentru a elimina sentimentul de izolare pe care îl resimt. Prefectul nu a fost ocolit nici de laude. Un telespectator din Gorj își dorește un prefect la fel de activ și în județul lui, iar altcineva, plecat de mult din Severin, felicită autoritățile pentru schimbările pozitive aduse orașului.